Salutare dragii mei prieteni și bine v-am găsit la un nou episod pe SAMP. Sunt foarte matinal, după cum vedeți în această dimineață superbă, o dimineață de vineri, abia aștept să scap și eu de facultate. Bineînțeles că primesc un mesaj fix acum, nu este nici cea mai mică problemă. Scap și eu azi de facultate, mâine sper să pot să fac un live sau oricum să fiu și eu mai liber. O secundă să vedem dacă avem astea pe aici. Bun, e ok, hai să băgăm și noi niște muzicuță repede. Melodia asta vă place foarte mult, se numește Come Close. Da, Toby sau ceva de genul. Bun, ce să vorbim în acest episod? Despre ce să vorbim, pentru că am zis că o să punem sam zilnic. Mare parte aș vrea să spun despre faza cu extragerea de ieri, că am văzut că mulți dintre voi ați fost oarecum revoltați, pentru că câștigătorul are level 1 și că nu poate avea o mașină și alte chestii. Om mi-a zis că va intra în weekend, sâmbătă sau ceva de genul la 12. Dacă el face level 3 până atunci, astfel încât să poți să-i dea o mașină respectivă, ok. Dacă nu va face până sâmbătă nivelul 3, o să refac extragerea, pentru că una la mână nu mi se pare corect, într-adevăr, să-i dea mașina lui dacă nu are nivel, pentru că totuși poate contul a fost făcut doar ca să participe. Bine, hai că n-am nicio problemă cu chestia asta, dar probabil de asta a zis că o să intre sâmbătă ca să facă level, zic și eu. În cazul în care nu o să facă level, nu știu, sincer mă gândesc să nu-i dau mașina, pentru că nici nu are ce să facă cu ea, nu. Eu cred că pot să-i o dau dacă nu are nivelul 3, deși aș vrea să fiu corect, dacă pur și simplu a fost norocul lui să câștige, eu aș vrea să-i dau mașina, în schimb, poate nu e prea corect pentru restul, care nu aveți level mai mare, jucați despre server de mai mult timp, poate că mă urmăresc de mai mult timp, el poate doar atunci a intrat când a fost vorba de concurs și alte cele și după care se va retrage sau se dezabonează sau nu se mai uite sau dă dislike-uri sau mă înjură sau chestii de genul. Într-adevăr, nu prea l-am văzut în comentarii sau în alte cele ca să-mi dau seama dacă e un abonat activ sau alte cele, dar nu știu, să zice că destinul a hotărât asta, deci nu ne putem pune împotriva destinului, să zicem. La ora asta vedeți și voi, 168, dintre care eu zic că minim 50 sunt pe sleep, dar sunt 160 online, nu ce mai contează. Și vocea mea de privighetoare vă spune faptul că sunt după somn, sunt răgut și puțin, de asta e partea a doua. Deci, da, mare parte, eu aș vrea să-i dau premiu, dar dacă nu face level 3 sau alte chestii, o să mă pună puțin pe gânduri. Pentru că asta ar fi trebuit să-l motiveze oarecum să facă level până sâmbătă, dacă mi-aș luat asta, că până sâmbătă avea și eu de gând să-l aștept. Dacă nu, adică mă gândesc că el poate mai să aștept până sâmbătă în cazul în care el poate e la liceu, la facultate undeva și vine doar un weekend acasă sau ceva de genul. Și dacă e așa, e de înțeles, adică eu nu sunt genul de om care să nu înțeleg. Că na, am și o colegi și o fană veta dacă e să o luăm așa și înțeleg, dar nu știu, în principal n-aș vrea să iau premiu, însă n-aș vrea să fiu nici cum să zic eu, nici de partea lui sau de partea lor, de partea voastră, celorlalți. Filmez, răspund. Uite, nu vreau să răspund la întrebările astea pentru că, nu știu, pur și simplu, și dacă răspund după aia încep anumite mesaje și mai bine să fie o surpriză. Uite, o să vezi tu, domnule Ezdac, dacă o să filmez sau nu. De fapt, dacă filmez sau nu. Tind să cred că majoritatea care se conectează acum dimineața sunt cei care sunt după masă la școală sau care nu s-au dus la școală, de exemplu. Bine, ce zi vine în sfârșit de săptămână? Eu am, pentru cei care sunt la facultate, mamă, ce chestie aici, ce chestie. Dar facem pe aici parcurs, cum s-ar zice. Mă duc vineri mai mult pentru că am laboratoare, unii dintre voi poate știți care treau că. Mă rog, pentru cei care nu sunt la facultate, sunt niște ore, niște ore, pur și simplu, la care trebuie să reușești că sunt obligatorii ca să intri în examenul final. Și, na, cum s-a nimerit că majoritatea le-am tocmai vinerea. Bineînțeles, sunt de la, mă rog, nu mai contează câte ore. Sunt zile în care am și 8 ore, 10 ore. Dar, na, dacă vrei să ajungi cineva în viață, trebuie să lupți pentru ceea ce vrei cu adevărat, nu? De adevăr, e obositor și mulți dintre voi spuneți că am rămas în urma lui Awake, în urma lui, nu știu, altora, să zicem, Lucrețu. Într-adevăr, oamenii au timpul mai mult de dedicat pentru YouTube, oamenii mai fac live-uri mult mai lungi, de exemplu, ok, cred că și acum e live și a început live ieri la 12. Deci, vă dați seama că având mai mult timp, poți să ajungi mai multe chestii, poți să postez mai mult și eu nu-i judec și nici nu o să am, n-am de gând să-i judec pentru că n-am de ce. E munca lor, oamenii muncesc ca să aibă abonați, ca să aibă vizionare și alte cele. Eu încerc pe cât posibil să țin canalul ăsta cu două clipuri pe zi, cât se poate.
În ciuda faptului că știu că n-am foarte mult timp să mă joc, aseară, de exemplu, m-am jucat vreo 2 ore în continuu off-camera ca să fac quest-urile zilnice. Și ca și de diseară o să mă joc. În rest, nu prea am când în timpul săptămânii, pentru că de obicei plec dimineața până în prânz și vin seara, până la 6-7. Și vă asigur că nu mai e cheful ăla să te mai joci așa, sau dacă te joci, te joci puțin și ieși. Și eu cum vreau să țin și canalul activ, în principal aș vrea să filmez. Poate găsești ceva de discutat sau un subiect sau uite cum a fost chestia asta cu extragerea acum. Intru, filmez cât se poate 10-15 minute, 20, cât de mult am și eu timp. Pentru că, de exemplu, acum la 9 și ceva trebuie să plec. Și trebuie să țin canalul activ. Pot să vă țin, să vă mulțumesc de fapt pentru feedback-ul acordat la ultimul clip cu Samp. Au fost undeva la 150 de like-uri destul de rapid. Și dacă puteți să țineți la asta măcar 200, eu zic e ok. Nu mă hrănesc cu like-uri sau cu alte cele, dar pur și simplu dacă vezi că este susținere și lumea vrea seria respectivă și alte chestii, îți dai seama că puși tu cât mai des posibil. Am donat ter 25 de lei și mi-am luat Senkin. Bravo, mă! Ia o shadow cum fac unii bani. Așa, trecând peste chestia asta, hai să mergem pe Ciliat, cred, și ne aruncăm de acolo. Nu știu dacă am și la quest-uri zilnic chestia asta, dar ar fi fost chiar bine. Nu, 12 pizza și 100... Mâna asta, ai, făină. Aseară m-am avut cu gunoiul, livrează gunoi, colectează și alte cele. Bun, lăsăm la o parte problemele mele, timp liber și alte cele care oricum nu prea e timpul. Cu extragerea nu știu ce să fac, în principal v-am zis că aș vrea să dau premium și pe de-o parte n-aș vrea. Însă, dacă va fi ca el să aibă nivelul 3 și să merite mașina respectivă și așa mai departe, bine, momentan nu merită, dacă nu să aibă levelul, mă mai gândesc. O să... Dacă o să facă level, o să-i dau mașina, că nu o să le fac exagerat. În cazul în care el face nivel, nu știu, mai vedem.